Bună seara tuturor! Sunt Arotela Ela cu o nouă etalare. Alege cartea, alege cărțile sau mai bine zis alege medalionul. Etalare făcută special pentru acest moment de lună plină și eclipsă care ne va influența cel puțin șase luni de zile și atunci vrem să vedem și noi să ne inspirăm, să primim inspirație, mesaje și să ne Bucurăm de ele. Înainte de toate vreau să vă ofer Ghiocei din grădina mea, de aici din fața blocului. Ce frumoși sunt! A venit primăvara. A venit primăvara în sufletul nostru. Poate e chiar o primăvară spirituală, sentimentală, de orice natură. A venit primăvara speranța că totul va fi bine. Deși se pare că acest 2020 a început foarte intens. Era de așteptat, unii știam. Și mai știm și alte lucruri. Vedem... Ce se va manifesta oricum, orice ar fi, tăria este în noi, prin Dumnezeu și prin dragostea pe care o avem față de noi și față de cei din jur. Eu, cel puțin de ieri, sunt într-o stare foarte faină. Parcă mă simt cel mai iubit dintre pământeni, cea mai iubită. Chiar mă simt foarte iubită și mă bucur mult de această stare și sper să vă transmit și vouă cât de curând încă sunt destul de copleșită și nu pot să exprim în cuvinte chiar tot ce simt, dar simt frumos și vă doresc și voi să simțiți la fel. Înainte să începe tararea, haideți să vă arăt unde s-au oprit cărțile, că poate asta va spune ceva și la nivel colectiv. Deci, mesaje de la îngeri. Avem o carte, mesaje de la îngeri pentru fiecare set. S-a oprit setul de cărți la fi doritor să exprimați dragostea. Cred că este acest mesaj, este valabil pentru toată lumea. Dacă unii au avut probleme în exprimarea dragostei, cred că e cazul să învățați să exprimați dragoste. Și nu doar uh, atracția fizică, pentru că vă duți coică, ci chiar emoțiile din spatele aceste atracții, din spatele acestei relații, din spatele, eu știu, din spatele vostru, pe care, emoții pe care unii dintre voi le țineți ascunse. E cazul să exprimați dragostea, da? Ca această ființă să crească. Ființa asta este relația. Sau o altă variantă a voastră, o variantă mai expresivă și mai duioasă. În continuare, am tras o carte și a primit și clarificatori. O să vedeți în funcție de ce ați ales. Imediat vă zic. Dar setul de cărți care ne arată ce trebuie să lăsăm în spate s-a oprit la această carte. Healing, vindecare. Da? Dacă unii dintre voi ați lucrat pentru vindecarea voastră, probabil trebuie să vă bucurați de această vindecare, într-un fel sau altul. Sau cei care nu v-ați vindecat, trebuie să vă vindecați. Chakra a doua, ego, inima, inima, inima este foarte importantă. Felul cum iubim, da, și cum e interesant ce vine, da, cum exprimăm, da. Interesant este că și aici avem, da, mâna este pusă pe gât, da. Dar trebuie să și exprimăm, să și vedem, să avem viziune în dragoste. Clarificarea la această set de cărți, clarificatorii s-au oprit la cavalerul de spade. Probabil, da, iar e vorba de comunicare, ca am zis mai devreme, să comunicați ceea ce simțiți, să comunicăm nevoia de vindecare sau cât ne-a vindecat sau unde avem nevoie de vindecat într-o relație, să comunicăm ca să ne vindecăm, pentru că dacă nu comunicăm, ținem energiile acolo stagnante. În continuare, am ales o carte, Spiritul Naturii, pentru fiecare set de cărți care să vă inspire. Pentru cel puțin 6 luni de zile, dacă nu chiar 12, 12 luni. Și setul de cărți s-a oprit la, ia ca așa, Pisica de Mare. Pisica de Mare, care este reprezentată iar a emoțiilor, a emoțiilor, e semnul alchimic al apei și. Ce mi-a ce mă atrage pe mine la această carte este coloana vertebrală, activarea tuturor ceacrelor. Și asta o faceți eventual printr-o conexiune la emoțiile, da? Exprimați-vă dragostea, emoțiile, cum am zis mai devreme, e o chestie de exprimare că tot e lună în rac, da? Racul care nu prea se exprimă, da? Nu și exprimă nevoile, emoțiile. Foarte ușor. Alte lucruri, da, dar aceste aspecte mai puțin. Eventual trebuie să stați în picioare într-o situație sentimentală, romantică, poate chiar în familie. Da? Dacă există un atac emoțional, sentimental, energetic, voi trebuie să rămâneți în picioare. Coloana voastră vertebrală a noastră trebuie să rămână intactă, curată, colorată. Să nu se, să nu permitem atacul asupra niciunei ceacre. Continuare, ce vine? Acum, din seria cărților care ne arată ce vine. S-a oprit setul de cărți la, 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 la justiție. Vine echilibru. Se face justiție în viața tuturor, într-o formă sau alta. Depinde de ce alege să faceți, ce alege să manifestați, dar totuși justiția asta vorbește despre, evident, echilibru. Și ce e foarte interesant, ca și clarificator la această carte, setul de cărți s-a oprit la șapte de spade, la minciunele. Probabil că se face dreptate într-o situație în care unii ați fost mințiți sau, sau și mai grav, ne-am mințit pe noi înșine. Bine, zic așa, la plural, că, evident, mi se poate întâmpla și mie, mi se, se poate întâmpla oricui să trăim în situații în care ne iluzionăm sau facem compromisuri și că va fi bine, că va fi echilibru și de fapt ne mințim că o să meargă bine. Apoi, mesaj special, o carte din aceste de cărți cu fruturaș, să opri setul de cărți mai... așa, să opri setul de cărți la faetonul, da, ceriot faetonul sau vânătorul, da. Probabil că majoritatea ne vom mobiliza cu toată forța, Doamne ajută, înainte către, către, ce, face, către ce merge Faeton, am spus de nu știu câte ori, către stea, către destinul nostru, către împlinirea destinului. Acum, aveți de ales între aceste medalioane. Ia, crucea. O vedeți? Ia, se vede. Ok. Sper să vă placă, sper să puteți să alegeți. Asta e. Nu deci nu vrea să vadă mai clar. Uite, acum vede de la distanță, de aproape are o problemă. Acesta cu rubinițe. Bine, evident că nu sunt adevărate. Sunt false, dar sunt răgălașe, da? Acesta, numărul 2. Numărul 3. Cel cu 13 luni. Și interesant că avem aici și soare și lună, lună plină. Sper să placă cuiva, să spună ceva cuiva. Apoi, fenixul fenixul Ia, îl vedeți bine? Ok, de ok, 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 Și medalionul persan. Îl vedeți? E frumii. Bine, mie toate îmi plac că sunt ale mele, evident. Alegeți-vă ceva și o să începe talarea. Puneți pauză până alegeți. Ok. Eu o să continui cu numărul 1. Da? Numărul 1 care a primit ca și mesaj. Ia, se vede de la distanță. Cinstea este esențială, corectitudinea este esențială, da? Probabil că ați trăit-o într-o relație în care cineva a purtat mască, ori voi, ori ei, este evident un mesaj general, dar dacă a fost așa ceva, sunteți invitați, cum am zis și mai devreme, la a renunța la măști, a face echilibru, cum am spus chiar acum câteva minute dreptate într-o situație în care ori ați fost mințiți, ori v-ați mințit pe voi înșivă. Poate cineva a încercat să tenteze, trandafirul acesta arată ca o, o, tentație chiar sexuală, să tenteze sexual, să atenteze, acum văd și niște flori albe la puritatea cuiva, la inocența și încrederea cuiva. Exact persoana care a purtat mască. Cine o fi, voi știți mai bine. Dar evident că Evident că trebuie să vorbiți limbajul dragostei și al adevărului. 38, dacă vă spune ceva. 8 cu 3, 12, da? Tot 3, tot comunicare, călătorie. Acesta este un mesaj de la îngeri pentru voi, da? Vorbiți cu dragoste și cu adevăr. Nu încercați să vă ascundeți în spatele unei imagini care nu vă reprezintă. Și dacă această, această persoană care poartă mască este altcineva, încercați să vedeți dincolo de mască, nu de alta, dar ca să nu vă lăsați păcăliți. Ca și spirit, sunteți îndemnați să vă inspirați din spiritul vulturului. Este simbolul alchimic al aerului, interesant că și onestitatea este esențială, seamănă cu șapte de spade, da? Mincinosul pe care l-am văzut mai devreme? Tot semn de aer. Oricum, e o chestie de mental, de comunicare, în primul rând, și de mental. A, uite și este simbolizată e, varianta tot șapte de, de spade, da? În fine, trecând peste asta. Vulturul. Vulturul este, are o forță mentală deosebită într-adevăr, dar după cum vedeți este, are tendința să devină negativ. Este destul de închis la culoare. Are o putere de a influența mental pe cei din jur. E altă persoană că sunteți voi. Poate acest spirit va, va apare sau acest personaj va apare de acum încolo sau cineva vă va inspira. Da? Ca și forță mentală, sau voi sunteți chemați să exprimați această forță mentală. Dar, dragii mei, nu degeaba au venit împreună. În dreptate, în corectitudine, da? în dragoste, da? dragoste și adevăr. Este esențial. Altfel, vulturul are o structură mentală foarte rezistentă. Însă, am zis mai devreme, are tendința să fie cam negativ și să se hrănească, interesant de ce eu fi simțit așa, să se hrănească cu energia altora. Evident că nu sunteți sfătuiți să faceți voi așa, dar eventual să învățați dintr-o lecție a trecutului, a prezentului, da. mai degrabă a trecutului, că acum e lună plină și lăsăm în spate ceva și să fiți precauți să... să nu lăsați ca asemenea personaje să vă consume energetic, mental sau să vă influențeze într-un fel negativ. Și știți de ce? Pentru că în trecut v-a apărut renașterea invers și 10 de monede invers. O să le citesc și în poziție normală pentru că datoria voastră este să le întoarceți cărțile în poziție și veți face în poziție normală, da? Fiziologică. Ce aveți de lăsat în spate? 10 de spade este această renaștere. Este similar cu 10 de spade. Lăsați în spate o situație în care, evident că ați fost rădați, ambele cărți arată și mă mir uite, chiar îmi place cum se, se leagă cărțile. Ați fost trădați, vi s-au pus în cărcă multe cuvinte, responsabilități, chiar și vorbe frumoase vi s-au spus doar ca să vi se obțină reacția pe care unii dintre cei apropiați sau cei cu care ați lucrat au dorit-o de la voi. Dar ce frumos la această carte este că spiritul iertării și al dragostei iese, se ridică deasupra acestor bestioare. Prima este cam obedientă, a doua este foarte revoltată, este foarte periculoasă, dar furia că ați fost păcăliți, că ați fost rădați, că ați fost îngreunați, da? Camila, care le duce pe toate, dar la un moment dat vă ridicați deasupra acestor stări. Și aici este ceea ce trebuie să faceți. Să lăsați în urmă, interesant că a venit invers, da? Această stare de obediență, de... Să zic, cu mințenie. Un pacifism poate dus la extrem. Da? Și să vă ridicați. Și dacă este nevoie la un moment dat să fiți mai agresivi, să fiți revoltați, este normal, este dreptul vostru. Toți oamenii spirituali au avut momentele lor de revoltă. Nu, încer nu credeți cumva că vă ridicați într-o stare de um, oprimare. Nu aveți cum să vă ridicați brusc. În starea aceasta frumoasă și, și suavă și delicată, nu aveți cum, nimeni nu poate. Să treacă de la întunericul acesta la lumină. Trebuie să treacă printr-o fază intermediară, dar prin acest foc, pasiune, corp că răsturnați totul în jur, este treaba voastră cum reacționați, dar lăsați-vă furia să vă ghideze măcar un pic ca să vă eliberați, nu de alta, să vă eliberați. Da? Sfatul este să renașteți. Pentru că v-a fost teamă să renașteți. Lăsați în urmă această teamă, că mila e foarte temătoare și am zis, este ascultătoare, le duce pe toate. Probabil, într-o relație cu un semn de pământ, sau într-o relație acasă, 10 de monede, sau într-o relație, într-un contract, poate să fie și la locul de muncă, 10 de monede, dar ar putea să sugereze un contract pe o perioadă îndelungată. Așa, sau o căsnicie care a fost făcută din considerente materiale. Acum, sau, eventual, ați acceptat această stare de subordonat, că mine este evident, subalternul potrivit pentru unii, da? Pentru că nu ați avut bani ca să vă echilibrați financiar sau ca să acumulați. Dar nu acumulați nimic decât suferință, și atunci lăsați în urmă. Lăsați în urmă și renașteți ca să vă atrageți abundență, pentru că nu avem cum să ne bucurăm de abundență, evident, în starea aceasta. Da? Acum, ce frumos! Ce primiți de la lună plină de la eclipsă? Victorie, dragii mei! Și puterea de a manifesta, acesta este clarificatorul cu fi semn de focus, fi semn mercurian, gemen, fecioară, poate să fie și berbe, prima zodie, poate să fie și ianuarie, capricorn, poate să... E ianuarie acum, de fapt, da, mulțumesc, Doamne, e ianuarie. În ianuarie începe să manifestați, faceți primii pași, eventual vă puneți primele intenții, către manifestarea ce? A unei victorii. Cum am zis mai devreme, are nașterii voastre, eventual, victorie într-o nouă cale. Care o fi? Dacă lăsați în urmă căsnicie, contract, niște situații financiare, manifestați evident acest 10 de monede în poziție normală. Abundență, bucurii, stabilitate, da? victorie asupra dușmanilor voștri, asupra celor care v-au oprimat. Da? Ce frumos, ce frumos. Ok. Și ca mesaj, acesta e Mercur, v-am zis. Poate chiar veți vorbi la un moment dat despre victoria voastră și îi veți învăța și pe ceilalți să se bucure de, de această stare de învingător. O, asta va aduce varianta pozitivă a cărților. Mesaj special pentru unii dintre voi este. Șapte de oglinzi. Șapte de oglinzi în general înseamnă șapte de cupe, înseamnă iluzii. V-ați făcut niște iluzii în trecut și trebuie, v-ați țesut singuri iluziile. Și trebuie să discerneți între realitate și iluzie, între minciună și adevăr. Dar aici sunt stări emoționale. Doamna aceasta țese de, de luni de zile, este închis în această cameră cu șapte oglinzi, da? Trebuie să spargă oglinzile astea, să spargă iluziile și, eventual, să, țese, să, să aleagă un nou destin. De fapt, ce face? Când țese, își țese destinul, să aleagă un nou destin, un alt print, un alt model, da? Nu ceea ce vede ca și proiecție, ci realitatea ei. Și realitatea este că trebuie să manifestați victorie în viața voastră. În continuare, numărul 2. N-am numărul cum să pun altfel cărțile camera pentru că o să pice. Am încercat mai devreme. Numărul 2. Ce frumos! Ce frumos! Aveți mesajul cu numărul 23. Poate vă spune ceva, 2 cu 3, 5, 5 înseamnă schimbare, dar după cum vedeți, aveți, vi se transmite, că trebuie să vă dați șansa la dragoste. Pentru că atunci când iubești, atunci când iubim, viețile noastre se schimbă definitiv. Și asta vă spun din experiență. Și vă doresc și vă am o stare nemaipomenită de dragoste. Da! Uh, Îmbarcați-vă în această călătorie. Interesant cum seamănă, mi-aduce aminte de melodia pe care am postat-o pe Facebook. Îmbarcați-vă într-o călătorie către dragoste. Va trebui să treceți prin ape tulburi împreună. Da, împreună va trebui, dar la final va fi un portal aici ce este, nu știu, parcă e un arhanghel parcă e o altă lume, de fapt de de deja văd alte planete o altă dimensiune, ce frumos Intrați într-o într altă dimensiune după ce va trebui să treceți prin niște încercări, dar încercările sunt tocmai ca să vă dovediți dragostea, să vă transformați dragostea și să deveniți mai puternici. Ce aveți de lăsat în urmă? Uh, nu, mai întâi să zic că uh, spiritul animalului sau spiritul naturii din care ar trebui unii dintre voi să vă inspirați este castorul. Castorul reprezintă semnul alchimic al apei, dar e interesant, șase de cupe. Șase de cupe, am notat și eu șase, da? Șase de cupe e similar cu o relație karmică sau o relație karmică sufle dintr-o altă viață, din copilărie, da? din copilărie cu care poate trebuie să vă reîntâlniți și să mergeți mai departe într-o formă sau alta, prietenie, dragoste, variază de la persoană la persoană. Așa, șase de cupe este o relație care vă, de obicei, sunt doi copii, da? Printre șase cupe, această relație vă trezește copilul interior și primiți emoțiile pe care le oferiți. Adică există un schimb, da? Nu doar oferiți și primiți. Există reciprocitate emoțională. Dar, trecând peste asta, peste asemănarea cu șase de cupe, castorul este totuși un animalus care, pentru mine, reprezintă un arhitect. Trebuie să vă construiți, mulțumesc! Să vă construiți cu răbdare și foarte răbdător, da, și foarte curat, curat emoțional. Animalele de apă sunt foarte, am avut cândva nutri și știu cât sunt de curate. Foarte muncitor, da, trebuie să munciți, să vă curățați emoțiile de, sau să vă curățați de emoțiile negative ca să mergeți mai departe în această, în această relație pentru că merită, vă așteaptă ceva frumos. Nu știm când, veți afla pe parcurs, 5 da, 2 cu 3 înseamnă 5, Doi, relație, trei, comunicare, probabil trebuie să învățați să comunicați unul cu celălalt. Și doi, da, înseamnă balanță, înseamnă schimb, da, reciprocitate. Și trebuie să construiți. E o relație care trebuie construită. Ce aveți de lăsat în urmă? A apărut cartea invers. Curaj. Este numărul 8. Dar cred că pentru unii dintre voi nu ați avut curajul să vă implicați în această relație. Din ce motive voi știți? Și din cauza că n-ați avut curajul, n-a putut să crească, da? Ați oprimat aceasta, ați strivit această floare. Dar lăsați în urmă lipsa curajului și manifestați de acum încolo curaj. Și ce frumos! Eu am câteva poze în calculator, am văzut pe stradă ce frumos! este când vezi o floricică atât de delicată, cum crește, domne, din asfalt. Din asfalt, din piatră, ai zice că din nimic. Dar își găsește calea, își găsește destinul, își găsește lumina. Și de fapt se ridică prin lumină, prin credință și prin spiritualitate. Și ei sunt două floricele, interesant. Da? Doi, amândoi sunteți, aici trebuie să aveți curajul că veți crește împreună, din aceeași, din aceeași rădăcină sunteți, cred că sunteți din aceeași familie spirituală. de am zis legătură karmică, eventual din alte vieți, că de-aia a și șase se cupe. Probabil că ați mai fost împreună în alte vieți. Dar, cum am zis, n-ați avut curajul și trebuie să aveți curajul. Sau pur și simplu, chiar dacă nu e vorba de relație, în momentul în care voi creșteți, Veți putea, veți putea să primiți în, în brațele voastre o a doua persoană în care vă este potrivită. Și este clarificată acest, această carte, este clarificată de valetul de bâte. A fost o încercare, a fost o atracție, a fost o relație în care s-a simțit o mare chimie între voi doi, dar n-ați avut curajul, așa o perucați, da? Probabil s-au făcut primii pași și la un moment dat s-a oprit totul. Ideea este să vă faceți curaj, să mergeți mai departe către regina de bute, regele de bute, da? Să vă explorați sexualitatea, pasiunea, dar cu încredere, cu încredere că toate lucrurile astea vă vor crește și spiritual, pentru că prin Printr-o viață intimă corectă, corectă, putem crește spiritual. În continuare, ce va, aduce? ce va aduce această eclipsă? Pentru cei care au ales numărul 2 sau medalionul cu rubinițe. De fapt, regina de monede apare invers. Regina de monede poate să însemne o stare în care voi nu vă apreciați, nu vă cunoașteți valoarea sau nu ați apreciat valoarea cuiva și se leagă într-un fel. Dar dacă voi, asta pentru că nu ați avut curajul, da? Nu ați avut curajul să duceți relația mai departe, da? Pentru că una din persoane nu s-a simțit meritoasă, Regina de monede își cunoaște valoarea invers, nu are încredere în valoarea sa, din niște motive, sau în puterea sa financiară, sau în puterea sa creativă, sau în stabilit. Puterea sa de a rămâne stabilă. Pentru că regina de monede e foarte stabilă și probabil a simțit chimie, a simțit pasiune, dar nu știați dacă veți avea stabilitate, dar v-am zis aveți curajul pentru că, iau, tese, e pământ, am zis, da? Din pământ sau în pământ ne săpăm fundația. Eu zic că această eclipsă va duce, eventual, ori împreună, în cazul în care n-ați fost împreună, ori o nouă, în momentul în care depășiți acest sentiment al lipsei de valoare sau a lipsei de stabilitate financiară, pentru că nu vă trebuie mult ca să fiți stabili financiar lipsă de creativitate, deci aveți șansa să întoarceți cartea invers și să manifestați cei mai frumos. Regina de monede poate să fie o soție. Poate unii vă despărțiți de o soție, de un soț, evident că poate să fie și bărbat, și veți manifesta sufletul vostru pereche. Pentru că n-ați avut. Poate ieșiți din niște contracte ca să manifestați această minunată pereche, minunată completare pe care o aveți cu cineva. Dar trebuie să răsuciți această carte invers. Altfel, aceste suflete perechi n-au cum să funcționeze împreună în condițiile în care unul nu se apreciază, în, care, în condițiile în care unul nu se respectă și asta înseamnă foarte mult. Ar trebui iar să vorbesc pe un video special ce înseamnă să nu te respecti. Nu e vorba doar cum te îmbraci și cum te porți. E vorba de relațiile pe care le 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 alegi să le manifesti, da? să le manifesti șase de relații, da? Și aici, îndrăgostiții, tot despre relații vorbesc. Este o relație între două suflete care trebuie să funcționeze, să se poarte ca de la egal la egal. Da, am zis că trebuie să răsuciți regina de, de bâte invers. Este foarte frumos. Este o relație ghidată de divinitate. Mesaj special pentru voi, Trei de spade invers. Dacă ați fost răniți și din cauza asta n-ați avut încredere, că e similar cu trei de spade, da? o inimă uh, cu trei săbi fipte. Dacă ați fost răniți, renunțați la aceste răni și aveți curajul, curajul să construiți, cum am zis la acest castor, să construiți. Și luați-vă, da? take a chance, dați-vă șansa la dragoste. Dați-vă șansa, aveți curajul să călătoriți prin aceste valuri, că merită. Merită. Trei de manuscrise. Posibil unii dintre voi trebuie să faceți măcar trei luni de zile, fiți atenți. Afirmații, eliberări de trecut, de frici, de neîncredere și afirmații cu ceea ce vreți să manifestați. Și fiți atenți că a fost, am primit un mesaj foarte, am recitit cartea... Uh, sau instrucțiile acestor set de cărți, această vulpiță plânge pentru că este teamă de dragoste, pentru că știe că în momentul în care renunță la o situație care i-a produs suferință, dar în care s-a obișnuit, intră undeva în necunoscut și este, ea plânge nu datorită acestor su, uh, suferințe produse, peste care e conștientă că trebuie să treacă, ci plânge mai degrabă pentru că e frică de necunoscut, nu are curajul. Dar repet, și ce interesant la acest, repet, aveți curajul prin credință. Uitați ce frumos creșteți împreună două flori, da? Și îndrăgostiți. Și ce interesant că și lacrima este violet, este cea mai înaltă vibrație. Încercați să vă conectați la creator la o latura voastră spirituală ca să aveți încredere. Poate nu vedeți acum exact ce se va întâmpla. Nu vi se confirmă imediat în momentul în care vă eliberați de suferință, nu vi se confirmă imediat direcția, cu cine, cu cine sau în momentul în care vă suiți amândoi în această călătorie, nu știți exact prin câte valuri, cât timp va trebui să treceți. Dar dacă aveți viziune spirituală, da, acest peisaj mov să înseamnă știți că veți trece la un moment dat prin acest portal și veți ajunge la fericire. Otrei dragoste, pace, creștere spirituală, numărul numărul 3, numărul 3. Ați primit, ce frumos. Dragostea este peste tot în jurul tău, în jurul vostru. Numărul 16. 6 cu 1, 7, 7 este număr spiritual. Este dragoste peste tot, tot timpul. Pur și simplu trebuie să, să cunoști acest adevăr, să fii conștient. Trebuie să te învârți, așa cum m-am învârtit eu azi noapte ca nebună. Of, Doamne, ce stare minunată am avut. În momentul în care vă învârtiți, în momentul în care vă mișcați, ieșiți dintr-o stare de stagnare, evident, energia se mișcă odată cu voi și vă atrageți dragostea. Ce frumos! Vă atrageți abundență. Dar în cazul în care ați uitat de dragoste și nu știți unde e și o căutați unde e dragostea, de ce nu vine dragostea? Este doar în jurul vostru. Uitați-vă, învârtiți-vă un pic, dansați, bucurați-vă și va veni. O veți atrage ca pe un magnet. Spiritul unui animal din care a trebuit să vă ghidați. Este un spirit tonic, foarte puternic. Lupul. Este un soi de cavalerul de monede, dar lupul, evident, că nu este încet deloc, este foarte iute. Oh, are viziune. Are viziune. Hmm. Am senzația că, poate, unii dintre voi vom vedea ce mai apare. Trebuie să luptați pentru că lupul este un vânător trebuie să luptați pentru dragostea pe care o doriți acum lupta asta variază ori luptați pentru cineva ori luptați pentru voi înși vă pentru libertate pentru pentru, pentru... a vă ridica deasupra a ieși în evidență poate pentru că lupul este animal de, de haită, da? de colectiv, trăiește în colectiv. Dar bănuiesc că acest lup trebuie să preia comanda. Eventual, în relația voastră sau pur și simplu în viața voastră să preluați comanda. Despre lup se spune în aceste decărți că reprezintă, este similar cu păratul, are autoritate, trebuie să fiți protector pentru că lupul alfa... ah, da, mersi frumos de inspirație. Probabil că unii trebuie să vă manifestați alfa din voi, femeie sau bărbat nu contează, calitatea de lider pe care unii o au mai mult decât alții ăsta e adevărul, dar nu zic că toți ar trebui să manifestăm asta din când în când, da? Calitatea unui calitățile unui conducător unui lider unui profesor a unui ghid spiritual sau, dacă nu i vorba de voi aici, nu trebuie să vă înfuiați în pene, mamă, ce am eu de făcut, da? dacă nu v-ați făcut lecțiile, evident că nu o să puteți fi. Așa, dar e posibil să fie cineva în viața voastră, în preajma voastră, care are aceste calități și de la care vă puteți inspira. Că nu-ți fi, nu fi toți chiar lideri, hai să fim serioși la numărul 3, da? Că nu degeaba va apare această carte. Poate, pentru unii, v-ați concentrat foarte mult pe chestiuni materiale, pentru cum conduceți voi, vă conduceți echipa, colegii la locul de muncă sau subalternic, în general, lupul, da, dacă este și alfa, are afacerea lui, este ce-o fi profesor. Dar varianta sa superioară, da, este că poate să fie un conducător spiritual. Dacă e spiritual, dacă e financiar, în fine, veți trăi și veți vedea, dacă nu sunteți voi, probabil vă va apare cineva, vă va intra cineva în viață care are aceste calități și de la care a trebuit să vă inspirați. E o persoană care inspiră și nu doar asta, care și intimidează. Uh -huh. Dacă cumva nu simțiți dragostea în preajma lor, înțelegeți că totuși dragostea este peste tot. Nu uitați acest mesaj. Și la acest individ și la acest personaj există un punct slab, există o ceacră a inimii care poate fi activată chiar dacă este în acest moment dezactivată. Că sunteți voi, că e altcineva, vom trăi și vom vedea. Ce aveți de lăsat în urmă? Eh, schizofrenie. Schizofrenie, gânduri, stres, stres. Probabil cei, dacă sunteți în această poziție, da, de șefi, de autoritate, unii v-ați făcut prea mult stres. Poate unii dintre voi v-ați făcut stres, griji, v-ați intoxicat mental, da, între două căi, cum să vă mențineți în această poziție? Da? Să fiți unicul, să fiți între două direcții eventual, să împăcați două companii, să împăcați două echipe. Ai, și asta v-a produs multă tensiune nervoasă mentală. Însă clarificarea a venit cu nouă decupe. Poate ați avut un stres mental față de un semn de apă. Sau poate voi sunteți semn de apă și v-ați făcut aceste griji. A trebuit să alegeți între două persoane, între două direcții, da? Între a fi iertători și a fi impunători, unii dintre voi. Dacă nu-i semn de apă, dacă nu sunteți voi ca și, nu vă reprezintă ca și zodie, aici semn de aer și semn de apă. Oh. Pentru unii poate să fie și o stare de autosuficiență sau o persoană autosuficiență care, au, uh, uh, care v-a creat acest stres, va pus pe muchie de cuțit din punct de vedere mental. Și cred că totuși a fost o relație că văd aici două păsări undeva. Au trebuit, a trebuit să faceți multe compromisuri și, și, și a fost foarte greu lăsați în urmă aceste compromisuri, eventual hotărâți-vă, pentru că este cartea alegerilor, doi de spade, trebuie să alegeți. Și dacă trebuie să alegeți între 9 de cupe, confortul vostru personal sau confortul cu cineva, pentru că dragostea este peste tot în jurul vostru, îmi spune că totuși aveți nevoie de la nouă, vă mai trebuie o cupă, da, către 10, aveți nevoie de cineva cu care să împărtășiți aceste cupe în cazul în care sunteți voi. Și probabil a trebuit să alegeți, da, ați avut atâta stres. Și, evident, că cine într-o anumită poziție, are și multe responsabilități și alegerile sunt mai, mai greu de, de, făcut. Dar lăsați în urmă aceste griji și alegeți, ah, ce frumos, alegeți intuitiv. Fiți conștienți Că dacă ieșiți, da, e interesant, aici este mișcare elegantă, este dans, este zbor, este tot ce e mai frumos aici, este o încordare musculară, crampe. Uh, cum îi ziceam? Uh, da, torticolis, da? Vă doare spatele, vă dor umerii, vă dor șalele de la poziția asta în care trebuie să stați. Ca să ce? Ca să ce? Probabil e și o ambiție mentală din partea unora. În fine, nu știu, așa simt, așa vă zic. Dar ce va duce? Ce va duce eclipsa? Faetonul. Care a venit primul? Um, parcă ăsta a fost, da? Da. Faetonul a venit primul și clarificarea este șapte de cupe. Iar semn de apă ori sunteți voi, ori sunt ei, poate au planete, Phaetonul reprezintă racul. Poate... și e, ce interesant, fantastic, fantastic, băi, ce îmi place. Ia uite ce ați ales, nu vedeți că seamănă soarele ăsta cu medalionul? Ce mișto, ce mișto. Deci sunteți voi aici, în Phaetonul. Evident că ar putea să fie și un rac și un alt semn de apă, pești, scorpion, dar nu e obligatoriu. Este o energie cardinală. Voi vă mobilizați cu toată forța înainte către destinul vostru. Da? Această eclipsă vă arată. Destinul vostru eventual vă... E interesant că și și lupul, mai ales lupul alfa, știți bine documentarele de pe Animal Planet, aleargă sute de kilometri. Nu, chiar sute de kilometri. Nu zeci, chiar sute. Știu că sunt ciudat, dar mi-a de că și pe mine m-a șocat. Um, eventual mergeți către ei eventual vă chiar dacă implică să zic că multe, dese nu e problemă, sunteți hotărâți să vă urmați destinul pentru că aveți opțiuni pentru că Eventual, dacă sunt ei care au opțiuni, vreți să fiți aleși, vreți să vă impuneți, vreți să ieșiți în evidență. Da? Ca și conducători, ori acestei relații, ori ai unei situații în viața voastră, voi știți mai bine, da? Dacă sunt ei care au opțiuni, vreți să călătoriți și sunteți determinați să faceți acest lucru și să demonstrați, nu doar să călătoriți, să și demonstrați că voi vreți să fiți aleși. Să luptați, cum am zis mai devreme, chiar trebuie să luptați pentru a fi aleși. Oricum, lăsați în urmă stresul, da? Acest gri, iau -te, îl lăsați în urmă. Și ce interesant, cum a apărut, da, avem un Sphinx gri și un auriu, deci tot așa niște stări foarte contradictorii. Uh, nu vă puteți bucura de zecele de cupe care a trebuit să vină după nouă din cauza acestui blocaj. Vă blocați singur mental. Aha, că doi de spade înseamnă și blocaj. Eu cred că vă blocați singur metal. Pentru că trebuie să ieșiți din niște tradiții. Lupul este foarte tradiționalist uneori. Foarte tradiționalist. Dacă e obișnuit să conducă, poate, poate, trebuie să mai lase un pic. Da? Și e interesant, dacă am zis că trebuie să-l mai lase, trebuie să vă temperați. Pentru că este e un mesaj special, da? Pentru voi. Temperați-vă! Ia, uite cum... Băi, deci nu se poate. Cum seamănă iar. Iar seamănă cu floarea soarelui. Băi, ce nebunie! Ce nebunie se întâmplă uneori! Da, conectați-vă la soare, la spiritualitate. Și ce... Ah, am înțeles! Deci în opoziție cu... Luna în rac este soale în capricorn. Este nevoia unora de a domina, de a controla. De a controla. Dar nu vă lăsați păcăliți. Nu vă lăsați păcăliți. Trebuie, trebuie să, să vă hrăniți și să vă echilibrați, să vă găsiți un partener și emoțional, să vă echilibrați și emoțional. Ca asta înseamnă echilibru, temperanță. Eventual aveți răbdare dacă trebuie să luptați pentru o situație, pentru această dragoste. E vorba de transformare. Avem fluturi? Aveți fluturi. Trebuie să vă transformați. Și sunt cinci. Cinci înseamnă schimbare. Da? Ba nu, șase. Șase fluturi. Relație. Șase înseamnă relație. Oh! Și nu doar reprezintă casa a a muncii și a serviciului către ceilalți. Eventual, dacă v-ați obișnuit să conduceți, învățați că trebuie să și oferiți uh, celor pe care îi conduceți sau celor, celor pe care îi doriți ca și parteneri. Oricum, temperanța înseamnă creștere spirituală, înseamnă conectare la spiritualitate. Nu ceva avem uh, pești, da? Casa 12-a a necunoscutului, depinde unde aveți ascendentul. E o chestie legată de casa peștilor sau casa a 12 -a. În harta voastră natală. Aveți semne de apă, iar pești. Dar și transformare. Transformare psihică, pentru că asta înseamnă, fluturile reprezintă psihe. Vă transformați psihic cu felul în care gândiți. Aha, am înțeles. Felul în care gândiți și în care acționați, da? pe să fiți mai flexibil în gândire. Mulțumesc de inspirație, da? Și repet, curățați-vă ceacrele pentru că setul clasic este un înger, da? Care are ceacrele curățate. Conectați-vă, soarele reprezintă plexul solar, ego dar avem și verde și inima. Puh, sunt multe. Frumos mesaj. Ia uite, 4-4-4-4 s a terminat la voi. Ha! Vă pup numai bine. Numărul 4. Numărul 4. Ați primit foarte interesant. Că în timp ce am amestecat cărțile, am văzut de câteva ori Phoenix, Judecata, deci sigur ați ales pentru că vreți să vă transformați, nu doar că vă place pasărea, nu știu, sau pasărea v-a atras pentru că aveți nevoie de transformare. Oricum, ca și mesaj aveți, A, interesant, 4, 4, 4, 4, 4 s-a terminat video la numărul 3. Poate aveți legătură cu numărul 3, eu să număr... au legătură cu numărul vostru, rămâne de văzut. În fine. Deci, încercați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Probabil că din niște motive n-ați făcut-o, da? Încercați să vă găsiți, să vă descoperiți nevoile, nevoile în dragoste, eventual să vă întâlniți pe teren neutru. Da? Și, a, da. Și nu numai, să. Vă schimbați împreună. 4 și 4 înseamnă două persoane, aici văd două persoane încăpățânate, fixate în niște idei, da? Cor fi bune, vor fi nebune, voi știți, da? Poate unul are idei mai bune decât celălalt și de -aia nu vrea să lase și tot așa. Altul e încăpățânat, zice că nu le las eu femeia să mă conducă. Cine știe ce idee are dânsul în cap. În fine, ideea este că 4 cu 4 înseamnă 8, da, transformare. Trebuie să vă transformați împreună. Această relație vă va transforma pe amândoi, nu doar pe voi. Nu doar pe voi, și pe ei. Și transformarea asta, pa, ce mult înseamnă, nu? Că doar, doar v-ați ales Fenex-ul, ce mult înseamnă. Aveți Neptun, aveți o transformare emoțională în Casa Necunoscutului sau în Casa Peștilor, depinde ce reprezintă, a intuiției, puteți să crește spiritual. Ah, da, Neptun acum face sextil și cu, sa, uh, și cu da, ca... Face sextil cu Saturnul din Capricorn și Trigon cu luna din, din Rac. Și atunci, poate, Neptunul vostru vă cheamă și la rugăciune, și la creștere spirituală, și prin rugăciune, prin iertare, și prin toate câte se pot face prin acest Neptun frumos. Puteți transforma situația din doi încăpățânați să deveniți o singură persoană foarte profundă, că asta înseamnă opt. Scorpionul foarte puternic, amândoi să aveți o energie nemaipomenită, excepțională împreună, evident și o sexualitate deosebită împreună. Mm. 8, na. Oh! <laughs> Normal! Ce putea să apară? Ca și spiritul animalelor, aveți oul negru potrivit pentru Phoenix, potrivit pentru Scorpion, pentru 8, despre ce am vorbit mai devreme, Casa 8. -a negru, dar este, ceacra este chakra A5 a cincea. Care este chakra a cincea? Nu cumva este inima? Dacă nu mă înșel, este simbolul alchimic al eterului. Da? Am vorbit de spiritualitate, am vorbit de Neptun. Bine, Neptun este, să zic, un zeu al apelor, dar prin Neptun creștem. Prin Neptun ajunge la spiritualitate și prin Jupiter, evident. Dar ăsta este trigonul lui Neptun. Ah, ce frumos! Ia uite ce, ce am mai văzut. Un căluț de mare care seamănă cu un unicorn. Trebuie să aveți viziune, dar ca să aveți viziune și mult, mult verde. Trebuie să vă conectați la, la chakra inimii, ceacra inimii, să iertați. Da? Cinci este? Inima. Trebuie să... Ah, ce frumos simt să citesc această carte. Am zis că trebuie să vă transformați și în momentul în care vă transformați, nașteți. Concepeți ceva nou. Acesta, acest ou este relația, posibilă relație a voastră cu cineva. Cu cineva. Dar este un ou magic, e negru. Uf. Și, deși e negru, transmite lumină. Deși se naște din suferință, trece înspre lumină. Înspre spiritualitate. Suferința vă transformă, vă crește, am zis mai devreme. Și am senzația că amândoi împreună, cine o fi persoana pe care o veți întâlni, veți spune, vă rog frumos, pe parcursul anului, amândoi, că am zis, acest ou este relația care se creează, e ca o textură, ca o structură, se creează, e Saturn și Pluto, Saturn și Pluto transformă, da? Saturn înseamnă structură, reconstrucție, plutoiar, frici. Vă eliberați de frici. Mult simbol al scorpionului aici. și casa opta. Da? Vă eliberați de frici și vă ridicați deasupra lor, da? Ce frumos. Și Cred că împreună veți genera multă lumină împreună. Poate aveți o misiune spirituală împreună sau dacă nu, pur și simplu veți radia împreună. Și poate oamenii vor fi și invidioși. Ce aveți de lăsat în spate? Te rog, lasă-mă în pace să termine talarea. Inocența. Interesant e că a venit invers. Este casa, este similar, casa, casa câta? E numărul 19. Reprezintă luna de obicei, sunt peștilor, aracului sau al iar scorpion, iar pești. Așa, um, dar a venit invers și a venit alături de patru de spade. Unii dintre voi sunteți într-o perioadă sau ați fost într-o perioadă de contemplare, de vindecare mentală, spirituală, după o situație, care v-a rănit, evident, trei de spade, da? Dar avem aici simbolul bisericii al spiritualită spiritualității, religiei, în fine, religia ne aduce mai aproape de spiritualitatea adevărată. Dar cred că, pentru că a venit invers, ați avut de-a face ori cu o persoană care nu a avut inocență și, într-un fel sau altul, v rănit, ori nu a apreciat inocența voastră și, tot așa, v-a rănit. Variază de la persoană la persoană. Și. Cine n-a avut inocență, teoretic ar trebui să învețe să aprecieze această calitate excepțională, excepțională. Această putere de a vedea, de a-L vedea pe Dumnezeu, de a te bucura de orice, să zicem, nimic, nu e nimic. Această lăcustă nu e nimic și poți chiar să comunici cu ea și chiar să înveți că este un mare învățat, de fapt, da? Zici că este oșu sau confucius, nu știu dacă seamănă cu oșul, dar cu Confucius parcă seamănă. Nu știu, poate vă conectați la cultura, la o cultură orientală, japoneză, chineză, voi, voi știți mai bine, da? Conectare spirituală, religioasă și veți înțelege mai bine, veți, vă veți putea găsi echilibru mental în această cultură, într-o formă sau alta. Poate faceți arte marțiale, da? Că vă lăcusta, știți că ei se inspiră din felul în care se comportă insectele și animalele. Poate într-o primăvară, 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 asta mi-aduce aminte de florile de cireș, veți avea o revelație sau pur și simplu vă veți reactualiza această latura voastră. Dar am zis că trebuie să lăsați în urmă. Ce să lăsați? Dacă ați fost prea inocenți, să zicem, trebuie să și ați fost răniți, să vă vindecați. Dar asta nu înseamnă să vă pierdeți inocența. Să fiți mai înțelepți, într-adevăr, că acest om este în vârstă și este înțelept. Și chiar dacă are o latura sa inocentă, copilăroasă, probabil că știe să se protejeze și știe să fie într-un echilibru mental. Da? Dacă a fost cineva care v-a rănit, lăsați în spate, eventual, că mai devreme sau mai târziu viața îi va face să înțeleagă și ce au pierdut și ce au greșit și sper că îi va, le va aduce înțelepciune. Dar ce frumos! Ce frumos! Ce va aduce Acest, această eclipsă, această lună plină? Două suflete, două cupe, o prietenie, am zis, o prietenie, o relație de dragoste nemaipomenită. În care aveți claritate, aveți victorie, aveți uh, înțelegere. Poate va trebui să comunicați ca să vă. cum a zis mai devreme, comunicare, get nou cea de da? Încercați să vă cunoașteți. Păi și cum vă cunoașteți dacă nu și prin comunicare. Trebuie să vorbiți unul cu celălalt mai mult despre această călătorie, călătoria voastră separat până la această relație și de acum încolo, cam cum ar fi, cum vă puteți completa ca să uh, vă transformați în acest, nu știu, în acest om minunat. Cum să vă transformați dragostea, puterea de a iubi, capacitatea de a iubi și de a oferi. Aveți două cupe, doi de cupe, suflete perechi, suflete perechi. O fi semn de apă, o fi semn de aer, poate are planete pe acolo, cofi având planete în gemeni, cofi plan având planete învărsători. Variază de la personaj la personaj. Veți fi mulți care veți fi ales acest număr, da? Dar va aduce această eclipsă mai devreme sau mai târziu comunicarea, victoria, într-o relație foarte profundă. Poate chiar întâlnirea, dacă n-ați întâlnit, cu acest suflet pereche. Oh, și am zis mai devreme ce drăguț, îmi vin mesajele și îmi place când se, se, potrivesc. Am zis mai devreme că împreună veți lumina, că acest ou este ceea ce trebuie să concepeți voi împreună ca și relație și poate chiar ca misiune spirituală sau de orice natură ar fi ea, emoțională, creativă, casa cincea, da, chakra cincea, creativitate. Poate veți avea și un copil, unii dintre voi. Dar sunt două lumini și încă a treia. Împreună veți lumina ca o singură ființă, ca o singură entitate. Ce minunat. Da? Trebuie să vă împărtășiți emoțiile, să faceți acest schimb, să comunicați în adevăr despre emoțiile, despre ceea ce simțiți. Și, într-adevăr, cu mintea clară, nu vă lăsați copleșiți doar de emoții, cu mintea clară, pentru că a zis 4 cu 4 înseamnă 8, e număr maestru 4 cu 4. E număr maestru, amândoi sunteți maestri separat și împreună, într-o formă sau alta. Asta e. Așa vine mesajul, așa vi-l transmit. Și împreună veți avea victorie în misiunea voastră. Veți separa munții, blocajele în această relație. Dacă veți avea blocaje, opto aduce blocaje, transformările n-au cum să apară fără blocaje. Dar veți trece peste ele. Este minunat. Și veți descoperi soare din spate, da? Și această coroană este chakra, ultima chakra. Vă veți ridica spiritual împreună. Ce frumos! Și mesaj separat, doi de doi de pietre. E similar cu doi de monede, dar aici arată altfel. Carta spune că e un moment de primăvară, e un moment în care gheața se topește, se transformă în apă, iar apă, da? Gheață în general la spade, spadele sunt reci, da? Creează ghețare în jur, într-o formă sau alta, da? Se va topi în momentul în care se poate într-un moment de de primăvară se va întâmpla ceva în mod special sau va trebui să alegeți. Dar mai spune altceva, că trebuie să vă ridicați cu mare grijă, cu mare atenție, ca acest animal foarte puternic. Ei zic că este regele pădurii, da? Ursul e regele pădurii. Pădura este reprezintă o stare de, de, de întuneric, de frică. Trebuie să vă ridicați deasupra fricilor, deasupra tuturor lucrurilor care par al unei, că, al unei coase da? și să vă faceți văzuți într-un fel și să vă alegeți pașii cu grijă. Probabil ceva se va întâmpla în primăvară, dar pentru că apare lup, lup, uh, ursul, lupul are legătură cu lupul. Vezi, vedeți și voi la ce număr, nu mai știu la care a fost lupul. La numărul 3? Sau la numărul 2? În fine. A fost la un număr lupul. Poate că are legătură cu lupul. În fine. Acest urs iese din hibernare. Probabil e o persoană foarte puternică care a stat ascunsă. N-a vrut să-și arate emoțiile. N-a vrut să-și arate puterea. Ori voi, ori ei. Da? Și spre primăvară încep să se dezvăluie anumite lucruri trecând peste aspectul ăsta, va trebui să alegeți cu grijă fiecare pas da? ca să vă ridicați pe această stâncă. Interesant că și aici sunt doi munți, da? Și să treceți peste fiecare capcană, peste fiecare prăpastie, peste fiecare munte, treceți cu victorie. Frumos mesajul vă pup! Ultimul număr, numărul 5, cei care ați ales medalionul persan. Aveți mesaj, întoarceți-vă inima către lumină. 36, poate vă spune ceva. Personajul acesta are un vultur, iar e vorba de o transformare mentală. Vulturul reprezintă scorpionul, dar reprezintă victorie. Poate să fie o victorie mentală asupra unor situații și cred că așa va fi. Dacă vă întoarceți și privirea și inima către către lumină. <sus> Eventual, ar fi bine în această perioadă să manifestați gratitudine pentru toate momentele de dragoste pe care le-ați primit, le-ați experimentat în viață până acum, ca să atrageți și mai multe. Pentru că asta înseamnă gratitudine, să, vă, să mulțumiți Universul pentru ce aveți bun, evident, și să vedeți peste tot bun, ca să atrageți și mai multe bunătățuri de la, de la Creator. Um, da. Schimbați-vă privirea și inima într-o altă direcție. Ca și spirit al naturii, aveți zebra. Este similar cu cavalerul de băte. Este semn de foc. Trebuie să manifestați pasiune sau poate veți întâlni pe cineva care are aceste caractere o persoană pasională, nu neapărat semn de foc, pasională, pasională, așa, o persoană care iese în evidență că asta face zebra, are multe dungi, nu, nu se camuflează ca o face cameleonul sau alte animale, da? De, iese în evidență, va trebui să ieșiți în evidență. Poate că o perioadă, și cred, o să vă arăt de ce, unii dintre voi a stat undeva în umbră, în întuneric, de trebuie să întoarceți, lasă-mă să termin să termin Așa, trebuie să vă întoarceți inima și privirea, mintea, viziunea, da? Al treilea ochi, către lumină, către ce e aici, a, dragii mei, curcubeu, către ce e curcubeu, speranță, da? încercați să aveți viziune ca să atrageți, ca să atrageți, poate ați început, o să vă zic că unii cred că și -ți început, ca să atrageți Bucurii, abundență, tot ce este pozitiv, tot ce își dorește orice om să aibă, dar unii dintre voi va trebui să exprima și creativitate. S-ar putea o persoană, dacă nu voi, să fie foarte atrăgătoare, o persoană, dacă vine cu aceste calități, calități este foarte atrăgătoare, o sexualitate ieșită din comun sau mai extravagantă sau se îmbracă extravagant. Sau are, eu știu, ah, niște viziuni despre viitor sau despre orice altceva. Concepte de viață mai extravagante. Asta în cazul în care nu sunteți voi această zebră. Dar dacă apare în viața voastră, apare și ca să vă inspirați, eventual. Da? Ce ați primit să lăsați în urmă? Această carte. Această carte clarificată de 10 de cupe. Dar... Eu zic că unii dintre voi de aia vi s-a zis să vă întoarceți inima către lumină. Ați încercat, v-ați izolat undeva în sinea voastră, emoțional, poate și fizic, într-o anumită stare, într-un anumit, eu știu, mediu. V-ați izolat ca să, unii dintre voi, ca să nu aveți de-a face cu niște frici mai vechi. Sau cineva v-a speriat și a trebuit să vă vindecați pentru că arată o stare de meditație în care voi vă vindecați energetic, emoțional, da, sunt cupe albastru, da, de niște situații care v-au produs frici sau v-au produs necazuri, poate de niște bârfe, poate de niște vorbe. Uh, și o să vă zic, pentru că a apărut și Regina de, de Spade, niște vorbe urâte spuse din, de alții către voi. În fine, voi cred că în ultima vreme v-ați vindecat sau, dacă nu, lăsați în urmă fricile sau ce a fost negru și începe și vă vindecați, pentru că prin această stare de meditație, de contemplare, de înțelegerea voastră și a celorlalți de ce acționează așa și nu altfel. Puteți să ajungeți la un 10 de cupe, la o stare de binecuvântare emoțională, de fericire. Pentru unii poate ați încheiat, pentru că 10 înseamnă și încheiere de ciclu, un ciclu emoțional sau niște iluzii sau o căsnicie cu cineva, o relație cu cineva. Da? Poate v-ați separat de ei și ați fost triști și a trebuit să vă vindecați un pic, să contemplați situația. Dar pentru ați, eu zic că această stare de meditație v-a adus mai aproape de spiritualitate, de acest curcubeu, da? de această speranță. Da? Ați învățat, aveți viziune, da? Că asta faceți. La patru de cupe închideți ochii și vedeți cu al treilea ochi. Unii dintre voi ați învățat să vedeți acest curcubeu, dar nu este suficient, dragii mei. Trebuie să începeți să-l manifestați. Dacă l-ați și văzut, da? Este primul pas în manifestare, dar trebuie să vă și de-aia vi s-a zis, întoarceți-vă inima, privirea către lumină, da? Și ce înseamnă asta? Zic că ați trecut prin niște situații, pentru că va apare ce va duce eclipsa. Regina de spade și cinci de cupe. Dar pentru că a fost cinci de cupe, eu am mai cerut încă o carte. Și ia ca, dragii mei, ce ați primit. Ce frumii, frumii! Asul de cupe! Ce superb! S-a făcut o oră, nu știu cum o să descarc. Da? Vindecare dacă ați fost bolnavi, dragoste, dragoste de sine, dragoste față de altcineva. Dar trebuie, cum am zis mai devreme, să exprimați. Regina de spade se exprimă în dreptate, vă exprimați ce ați văzut, da? Al treilea ochi. Vă exprimați ceea ce știți, ceea ce știți să... sau cum știți să acționați, îndemânările, calitățile fizice, manuale pe care le aveți. Trebuie să le exprimați într-un fel. Poate trebuie să vă dezvoltați un hobby special. În fine, trebuie să exprimați dreptate, adevărul, ce ați văzut eventual sau prin ce ați trecut, dacă ați avut niște viziuni în această stare. De acum încolo va trebui să le exprimați și altora eventual altora care sunt triști sau care au fost triști ca dumneavoastră și au nevoie să învețe. Și uite așa, treceți de la 5 de cupe la 6 de cupe, care înseamnă să împărtășiți, dacă vi s-a oferit această cupă a dragostei, a vindecării, a stimei față de voi, trebuie să o împărtășiți față de alții, pentru că regina de spade poate să fie un profesor poate să fie un avocat. Oricum, eu este o persoană care în varianta sa cea mai bună exprimă își exprimă principiile, dreptatea, viziunea, conceptele, ce vreți voi. Și dacă a fost cândva rănită, pentru că văd un cinci de cupe, dacă au fost un trio la un moment dat de cupe, va veni acest această ofertă, la un moment dat, și vă va aduce, ce, dragii mei, mare, trei de cupe, mare, mare, mare bucurie. Mare bucurie. Vă vindecați dacă a fost o boală, vă ridicați deasupra grijilor, deasupra doliului, deasupra emoțiilor negative, vă ridicați. Am zis, vă vindecați, vă conectați la o latură pacifistă, dreaptă sunt lauri, da? Avem regina de spade care vorbește despre dreptate. Lauri, pace. Poți să exprim, da? Sabia poate exprima. Îl poate exprima și pe Dumnezeu. E sabia cu două tăișuri. Sabia care taie și vindecă. Depinde de voi cum vreți să manifestați această energie. Ca și mesaj suplimentar sau, în fine, în plus, Vedeți cum se aplică în viața voastră. Aveți trei de oglinzi. Trei de oglinzi similar cu trei de cupe, dar în aceste cărți reprezintă ce? Reprezintă armonie în relațiile cu cei din jur. Chiar dacă sunteți diferiți, după cum vedeți, mielul stă lângă leu și lângă om. Chiar dacă sunteți total diferiți, puteți avea o o viață frumoasă împreună. Și asta pentru că ați avut o viziune, asta pentru că v-ați vindecat, asta pentru că ați meditat și, cum am zis mai devreme, chiar dacă voi vă, vă simțiți ieșiți în comun sau altcineva în preajma voastră e altfel, puteți să integrați în viața voastră cu blândețe, cu dragoste, da? Puteți să, să creați o atmosferă unică, într-adevăr. Edenică, pentru că numai în Eden, da, toate animalele trăiau în armonie unele cu celelalte. Și dacă acest personaj, că sunteți voi, chiar cineva, este mai diferit, primiți-l cu dragoste, că dacă este diferit, poate a trecut prin niște chestii triste, da? Dar că sunteți voi, că sunt ei, cine a trecut prin situații triste, variază de la Situație la situație. Dar eu zic că cei care ați ales acest număr, ați înțeles, pentru că ați contemplat, ați meditat sau dacă nu urmează, da? Că ați înțeles că înainte de a căuta dragostea în exterior, o găsiți în voi și în momentul în care o găsiți în voi, o vedeți în viitor și o atrageți în viața voastră și, la un moment dat, o și exprimați. O și exprimați ca să învățați pe ceilalți să se bucure de aceste binecuvântări divine. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală! PA!